Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni, haideți să vedem pentru Gemeni în aceste cărți, pentru relația cu partenerul dumneavoastră. Haideți să vedem la Gemeni, da. Cum va merge? Haideți să vedem dacă va merge bine sau nu. Această persoană, partenerul, o să mai scot câteva cărți. Văd că la partenerul dumneavoastră, la bărbat aici, da, dar și la dumneavoastră se poate, vă gândiți la bani de la autorități. Trebuie să primiți bani de undeva. Deci când este vorba despre bani și nu despre sentimente, eu vă spun, da? Vă gândiți la bani sau trebuie să primiți bani, da? Așa. Vă văd că partenerul vă va aduce pentru cei din Gemeni un cadou. Este puțin șmecher cu dumneavoastră, este puțin supărat. Pentru bani, da? Sau pentru un cadou de bani care parcă vi-l dă dumneavoastră prin om de stat. Pentru a călători, parcă el vă cumpără un bilet să faceți o călătorie, dumneavoastră vă gândiți la această călătorie și știți că el vrea să, ca dumneavoastră să călătoriți undeva sau să plecați din viața lui și asta se poate. Dar și el vă dă cu o intenție ascunsă acest dar de bani sau un cadou pe care îl primiți din partea lui, dar este cu intenție ascunsă. Și toate cărțile rele de aici le anulează această carte. Deci această carte îmi spune că veți avea multă fericire, mult noroc, profit, recunoaștere, că relația cu persoana iubită va fi mai puternică, se va întări. Da? Veți avea o propunere, o ofertă de serviciu, o promovare, împăcare cu persoana iubită și declarații de dragoste din partea lui veți primi. Deci el stă cu declarația de dragoste. Chiar dacă în mintea lui poate are gânduri urâte despre dumneavoastră sau să zicem, da? Sau este puțin șmecher, arată că ceea ce face el nu dă dovadă de ce gândește. Deci el face gesturi frumoase, vă dă dovadă de tot ce este mai bun, da? Vă îngrijește, se îngrijește de dumneavoastră, da? Arată că veți pleca într-o călătorie parcă împreună, unde vă veți simți foarte bine. Această călătorie pe care ați dori să o faceți împreună și cred că o să o faceți împreună, vă gândiți la această călătorie, vă gândiți la un bărbat mai în vârstă care vă ajută financiar, da? Arată că vă va uni, vă va aduce mai aproape unul de celălalt, da? Arată că dumneavoastră o să lucrați undeva, primiți ajutor din partea unui om de lege ca să lucrați undeva. S-ar putea să trebuiască să lucrați la un drum. Oricum, această carte este a viselor și a fantaziei, nu neapărat a drumului. Da? Visați foarte mult la un serviciu. Parcă sunteți într-o țară străină sau călătoriți. Da? Sau vă gândiți să vă deschideți orizontul. Da? Să faceți altceva.
arată că aveți un hobby sau, cum să zic, sau vă gândiți la o schimbare în relația aceasta care o aveți. Arată că parcă vă învârtiți într-un cerc. Da? Parcă totul se repetă, totul este la fel, nimic nu se schimbă, ați dori o schimbare în viața dumneavoastră. Da? Și arată că acea schimbare care dumneavoastră vă doriți în dragoste va veni. Va veni cu noroc, da? Aceste gânduri, acest bărbat care are gânduri ascunse și are gânduri de pierdere, de ca și când i-ar lipsi ceva, o anulează această carte. Deci această carte spune că și gândul lui se va schimba în dragoste pentru dumneavoastră. Va fi, dacă este acum distanță între dumneavoastră și această persoană, se va schimba această situație. Acest bărbat își va reveni și va veni la dumneavoastră, se va apropia, va fi sincer, vă va iubi, vă va dărui protecție, dragoste. Așa va merge relația între dumneavoastră și acest partener. Sau invers, da? Dacă este invers, la fel. Veți primi din partea ei dragoste, foarte bine. Nu vă despărțiți, nu vă despărțiți. Chiar dacă aveți de gând sau el are de gând sau ea are de gând, la o despărțire arată că nu va face acest lucru. Că totuși iubire există între dumneavoastră și această persoană și că nu vă veți despărți. Cam asta a fost pentru cei din Gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.